Ce faceți voi? Eu am decis să încep un nou daily vlog și nu că aș face ceva interesant astăzi, este luni. Doar că o să încep să fac și rutina de skincare cu voi, folosesc cafeina de la Revox. Doar că săptămâna asta va fi una foarte interesantă. Deoarece astăzi sau mâine îmi vor veni niște colete, parfumuri, evident, dar unul dintre ele este Shalimar Souffle de Parfum, care este discontinuat. Mai trebuie să mai vină de pe Parfumo două colete, pentru că să mă dau mai așa. Mai trebuie să mai vină de pe Parfumo două colete, unul cu un parfum de la Britney Spears și unul cu un parfum de la Coty, despre care voi face un clip separat. Și de la Notino trebuie să-mi vină Shalimar Souffle de Parfum și cadoul pentru unul dintre cadourile pentru ziua mea, chiar dacă ziua mea este în noiembrie, nu mă voi atinge de el până atunci, deci va intra în clipul cu ce-am primit de ziua mea. Nu știu sigur dacă voi face clip cu ce-am primit de ziua mea, deoarece anul ăsta nu cred că voi primi multe chestii ca anul trecut. Asta pentru că, na, nu se știe. Doar că, na, în funcție de ce se strânge, fac. Dacă se strâng multe lucruri, fac clip cu ce am primit de ziua mea. Dacă nu se strâng multe lucruri, nu fac. Bun. Folosesc această cremă de la Bioderma, care se numește Sensibiodies Plus Soothing Purifying Cream. Este o cremă pe bază de gel și nu mai aplic săr înainte să o aplic pe ea, deoarece este anti-roșață. Așa. Și săptămâna asta va fi săptămâna coletelor. Pe lângă asta, cred că tot săptămâna asta, îmi va ajunge și un colet care va fi într-o colaborare cu o fată. O colaborare de tip swap, cred. Și mâine, marți, pentru că soțul meu are liber, marți după masă, cred că vom merge și noi la Muzeul Parfumului, pentru că am văzut pe grup, ori pe Nas de Nas, ori pe Sigrid Stand Up Perfumery, că avem un astfel de muzeu în București și mi s-a aprins și mie un clopoțel, bineînțeles. Așa că asta vom face. În alta îmi pun un pic fața, pentru că am de gând astăzi să filmez ceva. Și anume lucruri pe care nu o să le mai fac. Asta pentru că în ultima vreme am făcut multe boacăne. Da, foarte multe boacăne. Și nu mă refer la lucruri grave, ci la boacăne în ceea ce privește cumpărăturile. Am făcut destul de multe. Acum să vedem ce și cum în funcție de timpul pe care o să îl am. Dimineața asta. Vocea mea nu știu ce are astăzi, pentru că nu mă ascultă absolut deloc. Că de ce m-ar asculta? Și o să vedem ce și cum. În principiu am câteva idei în cap, dar vom vedea ce iese pe mai departe. Pe post de fondete n-o să folosesc crema asta de la Gerovital sau inclusă pe F5, pentru că asta folosesc în ultima vreme, cel puțin când stau acasă
și am de filmat. După cum vedeți, e o cremă ușor colorată. Nu are acoperire, dar o cresc cu pudră. Îmi place foarte mult pentru că pot să duc ușor și în zona ochilor fără să mă ustune. Da. Și pentru că nu m-am mai machiat cu voi de mult, am zis să pornesc un daily vlog în care să vă arăt și cum mă pregătesc eu pentru unele clipuri pe care urmează să le filmez. Vedeți fundalul foto în spate, pentru că de ce nu? Mă ajută foarte mult. Am încercat eu unghiuri de filmare pace pe în cameră, dar parcă tot cu fundalul în spate e mult mai bine. Nu știu de ce. Pe lângă asta, am început și cura intensivă împotriva căderii părului de la Yves Rocher. O să vă arăt mai târziu produsele, pentru că le-am folosit odată deja și cam m-am lămurit relativ puțin. Să știți că fața nu e grasă, e doar lipicioasă. M-am lămurit relativ puțin despre ce și cum. Și aș vrea să vă povestesc un pic și despre ea. Gen un first impression, așa. Pudra de la Mariana Happy. Pentru că are acoperire. Și ne trebuie acoperire. Pentru că Mihaela Elene mare cu fundul de ten. Și mai ales dacă stau acasă, nu punem fond de ten. Punem crema de protecție solară, pudră, spray de fixare. Și cam asta. E o pudră foarte, foarte mișto. Și o să o șubiță de aici, așa, nu vrea să stea. Stai, voi face. Așa. Pudra e una bună. Îmi place. Are și o leacă de acoperire. O leacă mai mare. Eu oricum vin cu spray de fixare după. Pentru că... simt nevoia de spray de fixare. Ce-mi place, că pe crema asta de la Gerovital, pudra se aplică foarte ușor, nu mi se încleiază. Știți că mai sunt creme care, atunci când pui pudră deasupra, se face clei. Ei bine, asta nu se face clei, ceea ce îmi place. Hai să conturăm o leacă și pomeții. Cu kitul ăsta de la Essence, care este, dragilor, foarte violat. Arată cam așa. În curând va trebui să renunț la el, pentru că e prea violat. Și mă duc foarte puțin așa. Și pe urmă mă duc așa. Pe linia părului, puțin. Bine, la voi cred că se vede o tonă, dar nu contează. Nu e chiar o tonă. E mai puțin de o tonă. E foarte pigmentat. Dar cred că o să-l mai folosesc puțin și... merge în cutia de amintiri. Asta pentru că e primit de la Simona Bujor și știți foarte bine că ce primesc de la fete... și pot să păstrez în cutia mea de amintiri, păstrez. Așa că ăsta va merge acolo, cu siguranță.
destule ca asta și să difuzăm o leacă, să mai estompăm. Evident că am cad și rujul, legă de ce n-ar cădea, pentru că fiindcă și deoarece. Bun. Cu asta de la Essence trebuie să ai foarte mare grijă, că altfel faci pete. Asta e singura lui problemă. Îmi place un pic mai mult ăla de la NYX, dar... Na. Blush, unde mi-e blush? Blush-ul meu, the one and only Instaglow de la Miss Porter, pentru că îmi place foarte mult. E o culoare care îmi place. Mamă, deci cum cade lumina se vede ca și cum aș fi pus o ton. Bine, nu că n-am pus, dar... Nici chiar cum se vede la voi nu e. Și băgăm și pacișa. Ok. Acum trecem o leacă la watch. Folosim și iluminator, dar nu acum. Și pentru watch, Shake It Your Palm Palm. Cu aceeași pensulă pe care am folosit-o și ieri, luăm o nuanță de maro, o punem în pliul watch-ului. Până să dau drumul să filmez, mă uitam la luminița Avram, chiar dacă... I-am văzut toate clipurile, ce credeți, îi le reiau. Așa fac cu toate fetele care îmi plac. Mai ales dacă e vorba de clip cu parfume, le reiau, mă uit la ele de 1000 de ori. Pentru că sunt unele persoane pe care îmi place foarte mult să le urmăresc. Și mă tot uit la clipurile lor. Legat de lucru, astăzi eu lucrez acasă, pentru că, fiindcă stau arete, altceva n-am de făcut. Spray de fixare. Mult. Să fie. Facem vânt, dar nu cu evantai, că n-avem evantai ca ghivele. Și acum totul de pe fața mea arată relativ unicul. Îmi place cât de cât așa. Acum sprâncenii. Am mai ca o secție care ne-a trebuit să fie. Și tot mai luat un tușu în loc de creionul de sprâncene. Cam asta este rutina mea zilnică de machiaj, adică dacă mă vedeți machiată relativ light, cam asta se întâmplă. Umplem acișa golurile. Avem câteva pentru că a voastră surată suricată Mihaela acum ceva timp a zis că trebuie să se penseze mult și s-a pensat mult. Că așa i s-a părut ei drăguț. Și acum trebuie să umplem golurile. Bine, când mă grăbesc, de obicei nu mai folosesc creionul ăsta.
folosesc o mascara de sprâncene și cam mai e. Doar că, na. Acum, dacă tot mă machiez cu voi, am zis să fie mai șmenții, șmenții treaba. Trabajo. Și mascara de sprâncene, după care dăm cu... La sfârșit dăm și cu iluminator, dar nu pe sprâncene. Dar nu-mi place. Adică nu-mi place să fac genul ăla de sprânceană super mega conturată. Îmi place să fie mai naturel, mai, cum să zic eu, mai zburlite, așa. Mai cum vor ele, practic. Dar uneori nici nu insist prea mult pe stilizarea lor. Mă interesează doar să am niște goluri umplute. În rest... Și să fie fufulite. Ok. Acum la ochi ce facem? Aplicăm acest crayon pe conjunctivă și pe plapa mobilă. Pentru că e un mov care mi-e place. Place mult și nici nu trebuie blenduit ăsta pentru că nu fuge de acișa. E un creion rezistent, v-am mai vorbit despre el, îmi place foarte mult. În ultima vreme prefer să folosesc creioane pe plapa de jos. Bine, creioane care să fie rezistente. Și-l folosesc pe ăsta și pe ăsta roz. Pentru că mascara de la Essence, care nu pot să zic eu că mă impresionează prea tare, dar trebuie să sortez. Că nu pot să o arunc, deși aș arunca-o. Da, am zis că... Dacă să merge la muncă, oricum nu mă machiez tot timpul, așa că... Acum, dacă tot avem o perioadă în care lucrăm de acasă, am zis că... Dacă vi se pare că mă vedeți ciudat, să știți că daily vlogul îl filmez cu telefonul. Pentru că dacă mergem mâine la Muzeul Parfumului, aș vrea să iau câteva cadre și de acolo și să nu mă car cu camera și pe urmă să stau să adun materialele din cameră, din telefon, din stai cam două clipuri acolo, trei clipuri acolo, cinci acolo. 20 de minute în care eu dăm amachet. În fine. Și dăm o leacă. Și pe genele de jos. De când s-a mai îngroșat formula un pic la el, nu prea mai curge cum curgea când am folosit prima dată, dar nici prea impresionat. Așa că nu prea mă fascinează atât de tare. Și acum caut și o pentula de iluminator și eu mi-aplic și iluminatorul și o să-l folosesc pe ăsta de la Essence Highlighter. Pam, pam, pam. Pentru că ăsta mă lasă să sclipesc din avion. A vede?
Costa Sclipim și e bine. Băgăm iluminator să fie și pe nas, chiar dacă el e mare. Mai dăm o dacă e lumina și pe aici. Pe aici. Aha. Și cam asta e. Cam așa vom atinge zâne, cât mai puțin de 20 de minute, dar în fine. Acum îmi termin și eu cafeaua și o să mă apuc să filmez lucruri pe care nu o să le mai fac, cumpăr și așa mai departe. M-am machiat cu voi pentru că au mai fost fete care au zis să mai introduc și partea de machiaj, pentru că m-am axat doar pe parfumuri și vorbind de asta, mă gândesc foarte serios ca al meu canal să meargă în direcția asta. Practic, în ultima vreme am ajuns la concluzia că make-up-ul nu este de colecționat, oricât de mult mi-ar place să am multe produse de make-up, am foarte multe pe care nu le folosesc. Apropo de asta, o să-mi aplic pe buze un din ăsta. Am foarte multe produse pe care nu le folosesc, le iau doar să le încerc, apoi le dau mai departe, iar treaba cu colecționatul de make-up nu prea se merită în mare parte. În schimb, am axat foarte mult pe, în perioada asta de pandemie, pe partea de parfumuri, pentru că make-up, hai că eu am mai folosit, pentru că am stat o perioadă acasă, apoi am mai filmat și atunci când filmez mă machiez, apoi am început munca, mă mai machiez uneori și la muncă, doar că fiind o singură persoană mi-e foarte greu să termin foarte multe produse de make-up, așa că m-am axat foarte, foarte mult pe partea de parfumuri. Îmi place să le descoper, să aflu poveștile lor. De exemplu, una dintre comenzile care urmează să vină, într-una din ele este un parfum care are o poveste în spate și este o creație care a răspuns la un parfum destul de celebru, dar asta o să vedeți voi atunci când va apărea clipul. Și am început să mă fascineze, am început să caut cărți legate de parfumuri și lucruri de genul ăsta, am început să mă uit la mai multe clipuri în care sunt prezentate mai mult note și sunt descrise pentru a-mi putea da seama de ele. Și față de make-up, mi se pare mai fascinant domeniul ăsta de parfumerie, pentru că mirosul este unul dintre... Mirosul îți aduce amintiri și îți păstrează amintiri vii mai mult decât o imagine, mai mult decât orice. Este unul dintre cele mai dezvoltate simțuri pe care le avem, cu care ne naștem, pe care îl dezvoltăm inclusiv dinainte de a ne naște. Și pe mine unele mirosuri mă transpun în diverse locuri, fie că îmi dau o senzație de liniște, fie că nu, fie că mă fac să mă simt adorabilă, fie de obicei nu îmi aleg parfumul să mă facă să mă simt într-un anumit fel, dar de exemplu am momente în care mă simt lău din punct de vedere energetic. Și atunci încerc să folosesc un parfum care e mai dulce, mai ciocolatos, mai cafelicios, mai bombonicios, de ce nu? Care să-mi propulseze un pic starea de spirit. Și m-a fascinat foarte mult lucru. Ăsta am descoperit că de-a lungul timpului a existat și terapie pe bază de mirosuri, dar o să mai aprofundez și lucrul ăsta. Nu vă mai rețin acum, pentru că o să avem un daily vlog destul de lung și ne revedem când se va întâmpla ceva interesant. Fie că vin coletele și deschidem împreună unele dintre ele aici. De fapt, le vom deschide aproape pe toate aici, dar vor urma clipuri separate despre produsele comandate. Fie ne auzim mâine când mergem la Muzeul Parfumului, dacă nu se întâmplă nimic interesant astăzi. Am revenit câteva minute mai târziu. N-am apucat să filmez altceva. Să desboxăm cutiuța mică de la Neutrino. Să vedem care este. Deși cred că știu care este. Am un pic de emoții. Ta-da!
Avem aici ghirlan șalimar, suflă de parfum. Maison fondée à Paris în 1828. Am luat varianta de 50 de mililitri și a costat 240 de lei pe not nou. Doamne, cât e de superbă! E absolut superbă! Așa arată! Este demențială. Gata, vă las. Miroase un pic, chiar dacă nu a fost folosit. Da, e divin. E absolut divin. Mă bucur tare mult că am apucat să-l prind. Da. Mulțumesc, Luminița, că mi-ai dat decant și am avut ocazia să îl testez, pentru că e absolut. Va veni tip despre el. Mă duc să-i fac și reels și ne auzim mai târziu puțin. Hello! La multe ore distanță, de când am vorbit cu voi ultima dată, revin pentru că mi-a ajuns și cealaltă două parfumuri. Și vreau să vă le arăt. Primul este ăsta. Arată cam așa. Și asta e cutia. Și este Britney Spears Private Show VIP. Asta este, el cataloguează ca un floral fructat. Mie nu mi se pare neapărat floral, pentru că eu sunt doar fructele. Mi se pare un fructat dulce tropical. Cam atât. Merge în perioada asta. De fapt, merge oricând din punctul meu de vedere, dacă nu aveți o problemă să purtați parfumuri dulci. Dar când o să-l încerc, o să vorbim și despre el. Iar cel de-al doilea este un parfum destul de vechi. A fost lansat în prima dată în anul 1927 și din câte știu eu, nu i s-a schimbat formula. Nu o să vă spun foarte multe lucruri despre el acum, deoarece voi avea un clip separat despre el. Dar este vorba despre Coty, cred că se pronunță Le Mans, pentru că este magnetul, nu e amanta, este magnetul, deci cel mai probabil este Le Mans. E frumos. Deși este un miros destul de vechi, oricum o să vorbesc în clipul respectiv despre el, deși este un miros destul de vechi, să știți că l-aș purta. Și l-aș purta iarna, pentru că e un săpunos frumos, nu știu de ce. Uite, așa arată și cutia pe spate. Iar pe spatele cutiei avem The Romance of Rose, Orchid and Golden Jasmine, Softly Embraced by Sandalwood and Vanilla. Da, e clar un aldehid care se simte. E frumos. Într-adevăr, e frumos. E un vintage, dar e un alt fel de parfum vintage, dacă aș putea să spun. În general, parfumurile vintage sunt greoaie, asta nu e greoaie, nu e greoaie, e un soapy, nu știu. Și are, e și dulceac și are și o deschidere frumoasă, dar da, Coty Le Mans. Arată superb, oricum vom vorbi mai multe despre el într-un clip separat. Și motivul pentru care fac clip separat este pentru că această minunăție a fost, vă dau așa un scurt, cum să spun eu, un scurt detaliu care, mă rog, în clipul ăla veți afla mai multe, dar Coty Le Mans este replica lui François Coty pentru parfumul faimos al lui Chanel numero 5. Așa că, dacă vreți să aflați mai multe, stați pe fază pentru că va avea un clip separat
Eu nu suport mirosul lui Chanel 5, în schimb ăsta nu mi se pare deloc, nu se pare chiar atât de greoi. E un miros greoi, un miros categoric vintage, deci o să mănânc borș, dar e detestat. E detestat și chiar dacă nu îl voi folosi, îl voi ține de referință pentru mine, pentru că eram curioasă să văd cum mirosa în 1927 și e încărcat de emoție, chiar dacă este o variantă nouă, n-am prins un vintage. Cu timpul va deveni vintage, poate că nu se va mai găsi și voi fi mândră să am un parfum. Eu mai am și Pret-a-Porter, dar ăsta e mai vechi decât Pret-a-Porter-ul, sinceră să fiu. Adică, da, când o să fiu babă bătrână, că nu există babă tânără, când voi fi babă, o să-mi aduc aminte de Cotilama. Lema. Pentru că, cine știe, poate până atunci nu o să se mai găsească, deși are aproape 100 de ani de când este fabricat, nu cred că se va opri nimeni, dar nu-mi vine să cred. Mi-a plăcut să găsesc un vintage, o sticluță originală de Lema, dar aia e. Da, amintiri. Adică, în momentul în care îl miros, îmi aduce amintiri, deși eu n-am trăit, parcă văd pălării, parcă văd nebuneli, mă rog, parcă văd cucoanele din anii 1927. Frumos, foarte frumos, o creație foarte frumoasă din punctul meu de vedere, iar Coty este unul, François Coty este unul dintre greii parfumeriei, dar, repet, asta vom vorbi în clipul respectiv. Eu vă las și ne auzim mâine, cel mai probabil înainte să plecăm la Muzeul Parfumului și după poate reușesc să primesc câteva cadre pe acolo și după aia când ne întoarcem mă duc să mă bucur de magnet. Hello! Astăzi este... Am o scamă în păr. Astăzi este marți și ne pregătim să mergem la Muzeul Parfumului. Asta pentru că am văzut eu un post pe Facebook, v-am mai povestit, și mi-a stârnit curiozitate. Acum îmi aștept soțul să vină pentru că tot dispare. Astăzi are liber și tot dispare. Ba ia o consolă de la reparat, ba aduce alta, ba nu știu ce face. Și urmează să mergem spre Muzeul Parfumurilor, care este undeva pe calea Dorobanților, la Boutique. Problema este că nu am găsit dacă se plătește intrare. Dacă cumva se plătește, vă spui aici și pe vlog. Am reușit să filmez și clipul cu recenzia parfumului de la Coty, Lema. Adică magnetul, m-a bătut grav franceza, cred că o să leșinați de râs în momentul în care veți vedea clipul ăla, probabil o să-l vedeți pe ăsta înainte de ăla, cel mai probabil, dar da, o să vă distrați legat de franceza mea, aia, atât am avut, atât s-a putut. Azi sunt dată cu Chalimar Suflă și Suflă și vreau să vă spun că față de momentul în care l-am testat dățele trecute, de data asta pot să simt mai bine deschiderea de lămâie și pot să simt și vanilia. Și acum nu mi se mai pare atât de greu. Când am mers prima dată mi se părea horror, dar acum îi simt o lămâie frumoasă, îl simt proaspăt, îl simt pur și simplu ca o boare, ca o adiere. Pentru că așa s-ar și traduce adiere de șalimar, practic ar fi un șalimar mult domolit, dar o să vină clip și pe tema lui cel mai probabil. Partea proastă este că îmi place și e discontinuat, dacă voi mai avea ocazia voi mai lua unul, dacă nu mă voi bucura de ăștia 50 ml pe care i-am. 40. Cred că am făcut și un decant și m-am dat și cu el, hai să zicem că mai am vreo 45 de mililitri. Dar nu e bai, că mai avem și alte parfumuri în colecție, de care să ne bucurăm. O deschidere de lămâie, o lămâie frumoasă și se duce apoi într-un mosc, o vanilie, e absolut divin, deși nu e bombă dulce, cum îmi plac mie parfumurile în ultima vreme, îmi place destul de mult. Am pe mine o rochiță,
nu știu dacă, ba da, ați mai văzut în câteva poze, am pe mine o rochiță, am făcut așa și poze pentru Shalimar și așa mai departe. Trebuie să-mi șterg și ochelarii că sunt o leacă jegoși. Și aștept să vină soțul meu și să mergem spre Muzeul Parfumului la boutique în Drobanț. Teoretic, practic o să vedem exact ce și cum și pe unde este. Rimelul meu nu vrea să mă asculte, l-am deschis pe ăla de la Catrice, dar având în vedere că e formula nouă, nu pot să-mi dau cu presupusul momentan, dar îmi voi da cu presupusul și despre ăla. Cam atât. Da, am făcut și clipul cu parfumul de la Coty. Am făcut și un clip cu lucruri pe care nu o să le mai fac. Probabil. Și gata. V-am pus la curent, vă las pentru că nu vreau să fac un vlog de oră, sper. Și ne auzim cel mai probabil de la Muzeul Parfumului. O să încerc să filmez pe acolo dacă pot, dacă nu fac poze și le inserez pacii și în timp ce vorbesc. Ne vedem mai târziu. Am ieșit de la metrou. Bine. Lumea se uită la mine ca la felul pe aici, că nu mai contează. Și căutăm cum să ajungem la Gâtic. În speranța... Bine, nu caut eu. El caută. Eu nu. Pe mine mă bate. Dar vom ajunge într-un final. Asta vreau să zic. Și să vedeți minunatul București în septembrie. Plin de oameni. Și am început școala de o zi. Deci cel mai probabil o să fie și mai plin de oameni. Dar, da. Să sperăm că toate merg bune. Apucăm să intrăm, ne benoclăm un pic și ieșim. Că nu avem ce să facem altceva acolo. Că prețurile e multe și scumpe la butic. Dacă le mai și găsim. Ne auzim când intrăm înăuntru. Oricum am văzut pe Facebook că mai... Adică, mă rog, pe pagina lor, Muzeul Parfumurilor, că mai sunt persoane care pun poze dinăuntru și dau tag. Deci cel mai probabil o să... Cel mai probabil te lasă să fac și poze și să filmez. Acum o să vedem la fața locului. Încheiem aici transmisiunea în direct. Și în reluare că se uită la mine ca la avioane. De la Muzeul Parfumurilor, o să vă pun la curent și cu ce s-a întâmplat acolo, dar m-am gândit să fac o mâncare de toate, cum zic eu, și să vă arăt și vouă. Practic, este o tocăniță de legume cu carne și am aici ceapă și usturoi, ciuperci, 4 cartofi amăriți, niște piept sau pulpe de pui, spanac, ardei, și de la San Fabio pasata roșii pasate pe care o să le amestec pe toate într-o cratiță și practic asta o să fie mâncarea, mai adaug sare, piper și oregano și cam atât. Da. O să vă spun și ordinea în care le punem, o să vă mai arăt pe parcurs. Momentan mă pun să toc ceapa, să tai ciupercile mai mărunt, să tai și ardeiul, să tai și cărnița și spanacul, oricum îl iau din pungă și îl pun. Ne auzim un pic mai târziu.
Ok, am pus ceapa la călit cu jumătate din cantitatea de usturoi, după care voi adăuga un pic de sare cât se călește ceapa, apoi o să pun carnea, ardeiul, ciupercile și apoi spanacul și cartofii în momentul în care carnea este puțin prinsă de foc, gen. Până e un pic de tot prăjită carnea. După ce se prăjește foarte puțin, adaug și restul. Deci ceapă cu jumătate din cantitatea de usturoi, apoi punem cărnița, ardeiul, ciupercile, sare, piper, spanac și cartofiori, apă până fierbe și apoi mai punem roșiile și practic e gata tocănița. Amestecăm aici în oală tot ce trebuie. Ciupercile le-am tăiat atât de micuțe, ele oricum o să se mai micșoreze. Cartofii urmează să îi spăl și să-i toc și pe ei. Aici mi-a mai rămas restul de usturoi pe care urmează să îl pun în momentul în care cărnița de aici se mai rumenește. Și apropo, dacă luați pulpă de pui dezosată, aveți grijă să fie foarte dezosată. Spanacul e marcă Penny și aici am tăiat ardeiul roșu și acum mai rămâne doar să aștept. Pam, pam, știu că n-arată genial, dar am terminat și mâncărica. Așa arată ea. Acum, bine, pe lângă faptul că miroase absolut delicios, are culoarea asta dubioasă de la spanac, dar combinația, credeți-mă că e bună, îmi plouă în gură, aștept să mai răcească ca să mănânc. Acum, ce vreau să fac este să mă duc în baie să iau niște produse de păr, pentru că vreau să vă vorbesc un pic despre ele. Să vă fac un mic update legat de Shalimar, suflet de parfum. Mereu am probleme la pronunție. Și să vă arăt două produse de la The Body Shop. Așa, bun. Acum ne vedem o lecă și la față, pentru că nu ne-am văzut de marți. Update. Am filmat un pic la Muzeul Parfumurilor, doar că pe bucata aia voi pune muzică, deoarece pentru că și fiindcă se aude muzica din butic. Puteți să intrați să vizitați Muzeul Parfumurilor chiar dacă nu cumpărați nimic de la butic, pentru că băieții sunt drăguți și nu se supără, te lasă să vizitezi, pe noi n-au lăsat să intrăm, să facem poze, să m-au lăsat să filmez inclusiv cum erau așezate. Nu-ți spune nimeni absolut nimic, adică nu vine cineva să stea cu tine. Ai expuse, după cum v-am arătat, și povestea parfumurilor și te delectezi singur în voie, poți să stai cât vrei, să le admiri, să le citești, să le savurezi. Deci a fost o experiență destul de ok, nu prea ai cum să stai mult, pentru că stai doar cât citești lucrurile alea, admiri sticluțele și cam atât, dar a fost super ok. Acum, produsele de păr. Vă spuneam că am început să folosesc gama anticăderea părului de la Yves Rocher, care este formată din... Eu mi-am luat... Nu mi-am luat fiolele Express împotriva căderii părului, în schimb mi-am luat șamponul, care arată așa și ne spun ei aici că este șampon stimulator împotriva căderii părului, formulă ușor biodegradabilă, ce conține 98% ingrediente de origine naturală, flacon reciclabil din plastic 100% reciclat, cu excepția... Cred că cu excepția capacului ăsta. Este cu... stați să văd dacă găsesc... Așa... Acest șampon îmbogățit cu extras de lupin alb curăță cu delicatețe, fortifică și încetinește mecanismul de cădere a părului, iar pentru că părul frumos este rezultatul unui scalp sănătos, am integrat în inima tuturor formulelor de îngrijire a părului extractul de agave. Deci, așa arată. Ce pot să spun este că îmi curăță scalpul destul de bine, nu-mi îngrașă părul mai repede decât îngrașă el de obicei și chiar și șamponul lasă părul foarte fin și foarte mătăsos, chiar dacă nu vii cu balsam.
Eu mi-am luat și balsamul din gama pentru căderea părului. Are exact aceleași extracte. Lasă părul foarte moale, foarte mătăsos, foarte strălucitor, foarte ușor de descurcat. N-am nimic să-i reproșez. Nu mai trebuie mască după ce folosesc chestia asta. Măștile pe care le am o să mi le aplic înainte de spălare pe păr. Și apoi o să vin doar cu aceste produse și cam atât. Și mi-am mai luat acest Force Serum. Serum Force, tratament fortifiant pentru căderea părului. Și hai să vedem. Tratament fortifiant împotriva căderii părului. Păr devitalizat, predispus la cădere. Mod de utilizare. Aplicați de 2-3 ori pe săptămână, secțiune cu secțiune, pe scalpul curat, cu ajutorul vârfului de precizie. Masați prin mișcări circulare până la penetrarea completă a produsului și nu clătiți. Eu am mai avut fiole, nu știu dacă mai țineți voi minte că într-un daily vlog mi l-am și băgat în ochi. Are vârful ăsta așa și este pur și simplu ca un gel. Nu este extrem de lichid. Am crezut că o să se termine repede chestia asta și mi-am luat două, dar nu. Are tot așa 98% ingrediente de origine naturală. Pe lângă faptul că față de cele pe care le-am avut de la salon, ăsta are un miros foarte plăcut. Are același miros ca șamponul și balsamul și îmi place foarte mult. E o textură sub formă de gel, ca și cum ar fi un ser pentru față, o combinație între o cremă și un ser, o loțiune teoretic, care se absorbe foarte repede în scalp, care nu îngrașă rădăcinile mai repede și nu se depune pe firul de păr, foarte, foarte important. El este ușor de aplicat, nu-ți curge peste tot și când te grăbești poți să-l aplici. Tot ce trebuie să faci tu este să-l masezi foarte bine în scalp pentru a pătrunde pielea și pentru a ajunge spre rădăcinile firelor de păr. Nu pot să zic că îmi cade mai puțin păr de când le folosesc. Va trebui să treacă un ciclu de 40 de zile în care le folosesc ciclu normal de creșterea părului și abia după aia voi vedea rezultate, dar părul meu a prins o textură mult mai ok, inclusiv la vârful, să simte că nu mai e chiar atât de deteriorat cum era înainte. Revenind la minunăția asta și alimar suflu de parfum, măi, ce să vă zic? Mie la început mi s-a părut că miroase dubios, nu mi-a plăcut, dar am avut un decant de la Luminița Avram pe care o pup și o salut, dacă se uită, și l-am tot testat. Și am tot zicea că simte o lămâie, că simte nu știu ce. Eu când am folosit un decant nu pot să zic că simțeam mirosul ăla de lămâie, dar de când mi-a ajuns parfumul și l-am purtat o zi întreagă, am simțit la pulverizare mirosul de lămâie, am simțit mirosul ăla de bombonele pe care ea îl spunea, am simțit vanilia și îmi place foarte mult, deși nu pot să zic că e un parfum dulce, nu e nici un parfum care nu e dulce. Este o lămâie veselă cu vanilie, evident cu ADN-ul Guerlain, pentru că este un Guerlain totuși, care miroase absolut superb, oricum o să fac un clip separat despre el, dar pe total îmi place. Rezistența lui pe mine este undeva la 6-7 ore, nefiind originalul Shalimar, are o persistență puțin mai mică decât Shalimarul normal, dar îmi place. Vedeți, am făcut și un decant din el, așa că vreau să mai dau câteva. Dar îmi place și e un miros pe care pot să-l port inclusiv pe temperaturi mari, pentru că nu mă deranjează. L-am purtat marți când am fost la Muzeul Parfumului. Și am făcut și niște poze, nu m-a deranjat, a fost foarte ok. Te simțeam proaspăt, un miros de curat, ușor dulceag. Se îndulcește mai spre baza parfumului pentru care și vanilie. Îmi place foarte mult parfumul. Cu siguranță o să-l folosesc. Doar că din punctul meu de vedere e un parfum care te face să ai o, chiar și ăsta, varianta suflă. Mi se pare că te face să ai o alură un pic mai elegantă. Să fie un pic mai elegantă, dacă altele merg și la sport, dar că de când îl am, efectiv, nu mă satur să-l miros la atomizor. Mă tot duc la el și îl tot miros și e frumos, e luminos, e frumos, e vesel, e veselie într-o sticluță. Un alt fel de parfum, dar care totuși îmi place. Și trecem la The Body Shop, pentru că nu mă puteam abține.
S-a zis că unul să fie mai de vară, unul mai de iarnă. Dar, din păcate, ăsta mi se pare puțin mai dulce decât ăsta. Avem aici The Body Shop, Coconut Body Mist with Coconut Extract. Asta e un miros lăptos de cocos. Miroase a fulgi de cocos, efectiv. Și pe asta o să-l folosesc în seara asta după crema de corp de la Gea pe care o am. Miroase foarte bine. Îmi place mirosul, nu mi se pare neapărat că e un miros mai de toamnă, dar e ok, spray de corp pentru a folosi seara. Și mai ăsta Japanese Cherry Blossom. Asta e un miros de flori proaspete, ușor dulcegi, care îmi place foarte, foarte mult și ăsta la miros. Asta cu Cherry Blossom îl au și în varianta apă de toaletă, dacă îl vreți. Îmi place foarte mult cum miroase. Este tot așa body mist, fragrance mist. Și știți foarte bine că cei de la The Body Shop nu testează pe animale, nu știu ce. Se scria și o proporția în care are ingrediente naturale, pentru că da, avem și ingredientele, cam așa arată. Ăsta e, mi-a zis fata de la The Body Shop, că ăsta e un pic mai persistent și probabil să fie pentru că are concentrația de alcool un pic mai mare. Și ăsta are alcool de natură doar 35%. Ăsta e mai light, așa, dar ăsta e mai dulce. Sunt niște flori dulci și foarte frumoase, cum se par potrivite pentru vară, toamnă, iarnă, primăvară, când vreți să le folosesc. Bun. Asta fiind spuse, o să închei daily vlog-ul aici, pentru că n-am vrut să mă mai lungesc cu el, oricum va fi un daily vlog destul de lung. Am de gând să-l editez mâine și să-l postez tot mâine, pentru că în seara asta nu cred că am forță să-l editez, pentru că am o durere de cap groaznică. Dacă v-a plăcut clipul și ați ajuns cu el până aici, vă mulțumesc din suflet. Nu uitați să dați și un mare like, de altfel pe mine mă găsiți și pe rețelele sociale, Instagram și Facebook, cu ID-ul MihailaVicu91. Și dacă nu te-ai abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faci. O să încerc să mai fac daily vloguri, pentru că știu că vă plac, dar va trebui să mă mobilizez eu puțin. Vă mulțumesc pentru vizualizare, lăsați-mi în comentarii părerile voastre, bune sau rele. Sper că v-a plăcut și tentativa mea de mâncare. Nu pot să vă transmit gustul, dar da. Vă las, pentru că încă mă doare capul și ne revenim cu mult drag la următorul clip, care cred că va fi cu lucruri pe care nu o să le mai fac. Da. Să vedem dacă reușesc să mă țin de ele sau nu. V-am pupat!